Cinci porci mistreți au fost găsiți morți pe raza localității Gornet, Cricov. Direcția sanitar-veterinară Prahova a anunțat poliția, iar la fața locului au venit și criminaliștii. În urma analizelor făcute în laboratorul DSVS a Prahova s-a constatat că porcii fuseseră intoxicați cu furadan. În acest moment, poliția a deschis un dosar penal și se fac cercetări.